Revine scandalul dintre primăria sectorului 1 și Rompres de când a fost aleasă Clotilde Armand. Compania anunță că începând de astăzi reduce frecvența salubrizării din cauza că administrația locală nu ar fi achitat facturile pentru lunile iulie și august în valoare de peste 10 milioane de lei. Primăria e acuzată că ar fi încălcat protocolul semnat anul trecut la precedenta criză a gunoaielor și din acest motiv avertizează că va presta mai puține servicii. E de așteptat așadar să vedem în curând gunoaie neridicate și străzi nemăturate în sectorul 1 al capitalei.